Domnul Gabriel Oprea a scăpat în fine de sabia lui Damocles. Nu mai are în acest moment niciun dosar penal activ împotriva lui. Nu mai este amenințat de pușcărie și revine în forță în viața politică de la București. Iar noi trebuie să ne facem că uităm. Faptul că domnul Gabriel Oprea a stat la masă și nu o singură dată, ci de mai multe ori și chiar le la el acasă cu statul subteran și a uneltit împotriva democrației împreună cu cei care până la urmă i-au făcut felul sau au încercat să-i facă felul.